În fața a doar circa 5.000-6.000 de spectatori, FC Botoșani a pierdut luni seară partida disputată pe teren propriu cu Steaua București. Formația din Ghencea a învins cu 2-0, însă nu a impresionat prin joc. Prepelița a deschis scorul în minutul 30 după o incursiune și o pasă magistrală marca Lucian Sânmârtean. Și tot el a închis tabela în minutul 87. În ciuda blazonului, roșalbaștrii nu au făcut un joc spectaculos. Au evoluat economicos și nu s-au sfiit să simuleze și să tragă de timp în repetate rânduri. O, foarte grea, cum sunt toate celelalte meciuri. Împotriva noastră joacă 120% echipele adverse, mai ales că astăzi am întâlnit o echipă foarte bună, cu intensitate foarte bună în joc și a fost foarte greu. Noi jucăm dintre în 3 zile, nu? Sunt multe meciuri, sunt jucători inteligenți care știu să-și dosifice și efortul. Tehnicianul campioanei a recunoscut că FC Botoșani ar fi putut scoate un rezultat mai bun dacă reușea să concretizeze din ocaziile avute. Au avut ocazii, nu? Trebuie să recunoaștem, mai ales a doua repriză, unde au rămas cu mijlocașii de bandă sus, pe undeva au riscat, dar până la urmă am câștigat acest meci. Cu o etapă înainte de finalul turului, FC Botoșani ocupă locul 8 în Liga 1.